seara și bine v-am regăsit la emisiunea de astăzi, unde vom discuta despre un alt proiect ambițios al colegilor noștri de la Liga Studenților din Târgu Mureș, Ana și Mia, un proiect de conștientizare și prevenire a anorexiei și a bulimiei. Alături de noi le avem invitate pe MŞRDI, coordonator al proiectului, și Iulia Băican, voluntar în cadrul proiectului. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați acceptat invitația. Și noi mulțumim. Vă mulțumim pentru invitație. În primul rând, ne-ați putea spune ce reprezintă acest proiect și care este scopul lui? Ana și Mia este o idee care s-a născut acum aproximativ 3 ani într-un alt centru universitar, și anume în Oradea. Și datorită faptului că avea un potențial foarte mare și a necesității cotidiene, a devenit un proiect național în cadrul FEASMR-ului și l-am implementat anul acesta pentru prima oară și în centrul nostru universitar prin Liga Studenților. Scopul proiectului este să tragă un semnal de alarmă către tineri cu privire la afecțiunile care devin tot mai frecvente în societatea trânată de social media, și anume anorexie, bulimie, body dysmorphia sau alte astfel de eating disorders. Ana și Mia reprezintă, de fapt, un așa zis jargon online al acestor afecțiuni. Cum doriți să transmiteți acest semnal de alarmă în rândul elevilor? Voluntarilor le este oferită ocazia, de obicei în cadrul orelor de dirigenție, să țină o prezentare cu această tematică. Le prezintă elevilor noțiuni teoretice medicale cu privire la aceste afecțiuni, și anume, de exemplu, definiția anorexiei, care spune că este o tulburare foarte gravă a apetitului persoanei suferinde, dar mai presus de acest lucru, sublinează natura psihică a acestei afecțiuni și cum aceste persoane nu trebuie stigmatizate sau niciun pacient care suferă de o afecțiune din această paletă nu trebuie stigmatizată. De asemenea, pe lângă noțiunile teoretice, cum ar fi complicațiile sau alte lucruri la care pot duce aceste afecțiuni, voluntarii le transmit într-un mod personal despre imaginea ireală pe care o transmite online-ul și presiunea care este în zilele noastre de cum arăți și cum aceste idei sunt niște iluzii, de fapt, și ce ar trebui să însemne o imagine proprie armonioasă a trupului și cum acest lucru se poate obține prin metode corecte și sănătoase, despre iubirea de sine, practic, și ce ar trebui să însemne acest lucru, cum sănătatea psihică este la fel de importantă ca cea fizică și despre cum ar trebui să ne dorim și să obținem o armonie între trup și suflet. La începutul proiectului ne-am notat pe tabla de obiective ale proiectului și o confesiune a unui învingător cu această patologie. Și acest lucru a devenit și realitate prin Iulia, care a trecut printr-o asemenea poveste și a fost destul de curajoasă și de binevoitoare să transmită mesajul ei printr-un mic video și altor persoane, în speranța că va putea să ajute și pe alții. Și deoarece mesajul ei era atât de bine transmis într-un mod atât de sincer și cu impact emoțional, am dus-o la un alt nivel și am transmis mesajul ei la nivel național, iar acum acesta poate fi vizualizat de elevii de liceu din toată țara. Vă invit să urmărim împreună confesiunea Iuliei. Numele meu este Iulia. Nu trebuie să știi foarte multe despre mine. Uite, dacă știi, de exemplu, că a fost o vreme în care uram mâncarea și îi uram pe pofticioși, asta înseamnă că știi deja suficient. Povestea mea a început acum 7 ani. Atunci aveam să mă văd pentru prima dată grasă, deși nu eram deloc. Aveam 1,65 m înălțime și 57 kg. Ca orice persoană care își vede propria greutate o problemă, am scos și eu armele și am început să lupt cu așa zisele mele kilograme în plus. Doar că la mine lupta s-a transformat într-un război. În 6 luni de zile am ajuns la 38 de kilograme și refuzam să mă alimentez, indiferent de cât de mult mă rugau ai mei să o fac. Oricine mă ruga să înghit ceva doar pentru că simțeau efectiv cum mă stin lângă ei, era perceput ca un inamic.
Mă izolam de ceilalți. Iar cel mai bun prieten devenise un calorifer. Asta pentru că era iarnă și mi era groaznic de frig. Acest prim episod de Ana s-a terminat în același an, de 8 martie, când mami aproape că s-a îmbrățișat singură, iar sora mea a început să plângă atunci când mi-am schimbat bluza și a putut să numere efectiv fiecare os. A fost un șoc să realizez câtă suferință cream pentru că cei care mă iubeau, pentru că Ana mă ținea captivă, iar eu nu aveam curajul să fac ceva. Atunci, cu sau fără voia mea, am început să mă alimentez, deși nu eram total împăcată cu ideea. Asta ar trebui să-mi dea de gândit că Ana, de fapt, se pitise numai pe undeva, nu a plecat definitiv. Prin urmare, după vreo 4 ani de liniște și după ce îmi găsisem locul meu, un trigger pentru care nu eram suficient de bună și pentru care trebuia să slăbesc, a declanșat totul. Peste încă 2 ani de zile aveam să devin conștientă de capcana care găsesem din nou. Acum știu că Ana nu mi-a fost niciodată prietena adevărată. De asta sunt aici. Îmi place să consider oamenii drept niște luminițe. Sunt și eu o luminiță. Una care, deși abia mai pâlpâia, a ales să nu se stingă. Ca să-ți spun că Ana înseamnă suferință, înseamnă teamă, înseamnă nesiguranță, a ta și a celor care te iubesc cu adevărat. Un trigger nu te iubește, pentru că este doar mesagerul Ana. Ana și Mia te țin într-o lume paralelă. Te deconectează încet de la cei care te iubesc și pe care și tu la rândul tău iubești. Iar într-o bună zi, te-ar putea deconecta de tot. Este trist când războiul tău cu tine începe să facă victime colaterale, când tocmai cei pe care îi iubești încep să se simtă vinovați de situația ta. E ca un film mut din care nimeni nu mai pricepe nimic. Asta dacă nu ieși în față să spargi bula aia care te ține departe, departe de ceilalți și, în primul rând, departe de tine. Pentru că tu nu ești Ana, tu nu ești nici Mia. Tu ești unic și ești perfect, nu cu kilogramele alea minus. Perfect ești atunci când ești eu și faci parte din fericirea celorlalți. Revenind, Iulia, ce ne poți spune despre anorexie, atât din prisma unui pacient, dar cât și din prisma unui învingător? Ana, ca pacient, voi încerca o abordare mai plastică a acestui răspuns. Știți globurile acelea de sticlă cu o figurină în interior și pe care dacă le scuturi ninge? Ana, cam așa se vede. Ești acolo, o figurină într-un glob de sticlă și deși tu vezi ce se întâmplă în exteriorul tău, ei te văd pe tine, practic nimeni nu poate să facă nimic în sensul în care să distrugă acel glob de sticlă și tu să ieși în exterior spre ceilalți sau ei să ajungă cumva la tine. Este o metaforă mult prea drăguță pentru ceea ce înseamnă de fapt această patologie. Pentru că în realitate Ana înseamnă foarte multă nesiguranță, înseamnă teamă, înseamnă atacuri de panică și asta nu numai că te afectează pe tine, dar în timp ajunge să-i afecteze și pe cei mai dragi oameni din viața ta, pentru că inevitabil războiul acesta față de tine se răspânge și asupra lor, asupra atitudinii pe care ajungi să o ai față de ei. În sensul că tu poate iubești sau ai vrea să le exprimi altceva, dar de fapt începi să fugi tot mai mult de ei pentru că Ana îți pune așa anumiți ochelari de cal și nu reușești să mai vezi realitatea așa cum este ea. Ana, ca învingător, se întâmplă după, zic eu, foarte mulți ani, poate prea mulți ani, dar este o experiență pe care, dacă am avut ocazia să o trăiesc, sper să nu fi fost degeaba. Și dacă am ales și să vorbesc despre asta, pentru că, din câte știm, Ana și Mia sunt niște afecțiuni despre care se vorbește prea puțin, dar despre care știm cu toții că afectează foarte multe tineri în special. Iar dacă am avut ocazia să vorbesc despre asta, sper din tot sufletul ca
multe dintre tinerile care se află în această situație să se poată folosi de experiența celor care aleg să vorbească despre asta și să depășească mai ușor acest impas. Dacă m-ați fi întrebat ce înseamnă Ana ca învingător acum 7 ani, nici nu m-aș fi gândit că se poate ajunge în punctul acesta. Dacă m-ați fi întrebat acum 2-3 ani dacă se poate învinge, aș fi spus probabil că este imposibil, pentru că nu reușeam să văd o ieșire din situația aceasta. Dar dacă mă întrebați astăzi despre cum este să învingi o astfel de patologie, pot spune cu siguranță că Ana poate fi învinsă. Pentru că, în cele din urmă, latura noastră umană și motivele care contează cel mai mult pentru noi reușesc să iasă la suprafață și atunci când se întâmplă chestia asta, Ana practic devine așa ceva foarte minuscul. Cred că este foarte important să reușim să vedem ceea ce contează cel mai mult pentru noi. Cariera noastră, oamenii dragi pe care îi avem lângă noi, lucrurile cu adevărat importante. Spune-ne și despre experiența ta în acest proiect, experiența de voluntar. Cum au perceput copiii acest proiect? Deși nu aveam nici cea mai vagă idee unde mă voi afla astăzi, vorbind despre această patologie, acum 2 ani de zile am editat o poză cu mine dintr-un loc foarte, foarte drăguț și am rugat acea persoană care mi-a făcut poza să o păstreze pentru ziua în care simțeam eu că poza aceasta va avea un mesaj de transmis, va avea ceva de spus și se pare că ziua aceasta este acum. Proiectul vostru, din câte am înțeles, este la început de drum și a venit la fix pentru a îmi da șansa să mă implic și pentru a îmi demonstra mie că am reușit să depășesc această fază. Eu și colegele mele am mers la liceu de artă și erau elevi de clasa 12-a, cumva și faptul că am mers la acel liceu de artă și erau elevi de liceu s-a potrivit cu experiența mea. Mă refer aici la latura mea artistică și la faptul că Ana la mine a debutat în perioada liceului, deci a fost o ocazie de a vorbi și mai sincer despre ce a însemnat Ana și despre consecințele ei, despre cât de important este să ne dăm seama că este o problemă și să facem ceva în privința ei. Elevii de la acest liceu au fost foarte receptivi, de la clasa unde am mers au fost foarte receptivi, s-au implicat. De obicei, la final, când vine momentul întrebărilor, de obicei lumea nu prea are nimic de întrebat. Ei bine, elevii aceștia s-au implicat, au adus în discuție cazuri pe care le-au identificat în rândul colegilor lor. Au știut să facă diferența între o persoană slabă, pentru că așa este constituția și constituția ei și așa o ajută metabolismul, și o persoană care practic se înfometează. Au fost interesați să afle cum pot aborda o persoană care suferă de anorexie și cât de insistent trebuie să fie în a încerca să o ajute sau cum poți ști dacă când este momentul pentru a interveni ca să nu fie să nu se ajungă să fie prea târziu. Cum își pot da seama oamenii dacă ei sau cineva drag lor suferă de această patologie? În primul rând apar deviații ceea ce privește apetitul. Persoana în cauză începe să refuze să se alimenteze. Dacă inițial acest refuz este unul voluntar, pe parcurs organismul fiind din ce în ce mai slăbit, poate chiar el să refuze hrana, adică persoana, dacă ajunge să conștientizeze că are o problemă și vrea să se alimenteze, este posibil să nu o mai poată face. Apoi apar deteriorările în ceea ce privește partea fizică, persoana respectivă pierde foarte repede un număr însemnat de kilograme.
Tinde să se izoleze, refuză să se alimenteze de față cu ceilalți sau să ia masa împreună cu prietenii, familia. Devine foarte neliniștit atunci când vine vorba despre acest lucru. Care ar fi tratamentul sau soluția acestei probleme? Din ce am căutat eu în acești ani, un tratament fix pentru anorexie și bulimie nu există. S-au încercat tot felul de variante. Știam de un studiu de caz cu ceva implantare de microelectrozi, doar că nu a avut niște rezultate foarte concrete. Știu că se abordează această patologie atât din punct de vedere psihoterapeutic. E vorba despre terapia cognitiv-comportamentală, unde pacientul învață să reabordeze un stil alimentar sănătos. De asemenea, și nutriționistul are un cuvânt de spus aici. Și, în primul rând, este foarte important ca pacientul să conștientizeze și el că are o problemă și să-și dorească să depășească acest impas în care se află și să vrea să facă demersuri în ceea ce privește acest lucru. Ce își propune acest proiect în viitor? Pentru că este prima ediție pe care o realizăm în centrul nostru universitar, ne propunem, desigur, în primul rând să facem acest proiect an de an și partea acestui răspuns trebuie să fie neapărat și mulțumirile către Iulia pentru că a transformat proiectul în ceva real. Putem să arătăm astfel realitatea pacienților care trec prin aceste patologii și, de asemenea, un alt aport foarte important al ei a fost faptul că, pe lângă că a dat o notă personală proiectului, a venit și cu o idee foarte bună de a înmâna niște chestionare elevilor în momentul în care ea a prezentat această temă în liceu. Un chestionar care avea întrebări de genul dacă ai primit vreodată comentarii cu conotație negativă la adresa kilogramelor tale sau la felul în care arăți, dacă te-ai simțit vreodată prost din punctul de vedere al aspectului fizic și așa mai departe. Și în mod surprinzător sau într-un mod trist din păcate, răspunsurile, majoritatea, uitându-mă peste ele, au fost pozitive, și anume că da, au primit comentarii cu privire la greutatea lor și mi-a demonstrat faptul că acest proiect are într-adevăr un scop și că merită făcut și mi-a dat ideea pe mai departe de ce nu prin aceste formulare și prin proiectul pe care îl demarăm în licee să facem și un studiu, de ce nu, despre impactul online-ului asupra tinerilor și acestor patologii în creștere. În încheiere, ați dori să transmiteți un mesaj urmăritorilor noștri? Într-o bună zi, trupul tău nu se va mai vedea nicăieri, poate doar în niște poze pe care le vor păstra cei care rămân după tine. Și acolo nu va conta decât zâmbetul pe care îl exprimi și seninătatea de pe chipul tău. Un trup pe care îl chinui cu o luptă irelevantă, un trup chinuit de o nemulțumire irelevantă pe care o ai tu cu tine, nu va putea să zâmbească. Să zâmbești și să fii senin nu înseamnă să fii fragil. Înseamnă să trăiești prin toate motivele pentru care o poți face. Învață să vezi ce contează cu adevărat și învață să vezi că și tu contezi, iar asta s-ar putea să schimbe mult în atitudinea pe care o ai tu față de tine. Răspunsul meu pentru această întrebare sau mesajul pe care aș vrea să-l transmit va fi mai mult unul din punct de vedere medical, și anume faptul că dacă o persoană consideră că ar putea să treacă printr-o astfel de patologie sau cineva drag lui, să recunoască în primul rând afecțiunea, pentru că a recunoaște este primul pas către vindecare și foarte important să se adreseze specialiștilor, atât pe parte psihologică sau psihiatrică, cât și la medicul nutriționist, pentru că astfel, printr-o echipă interdisciplinară, aceste probleme pot să găsească cea mai bună soluție. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația noastră și că ne-ați împărtășit anumite aspecte cheie asupra acestor patologii. Noi vă dorim mult succes în continuare cu proiecte de genul și să sperăm că o să aveți un impact asupra tinerilor. Mulțumim!
Aceasta a fost emisiunea de astăzi dedicată proiectului Ana și Mia. Vă urez o seară plăcută în continuare.